Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei! Vom face astăzi împreună cheesecake fără coacere și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Ingrediente. Pentru blat vom avea nevoie de 400 de grame de biscuiți digestivi și 150 de grame de unt topit. Pentru cremă vom avea nevoie de 600 de grame de cremă de brânză, 500 de ml de frișcă lichidă, 150 de grame de zahăr pudră, 100 de ml de apă rece, 100 de ml de lapte fierbinte, 20 de grame de gelatină și semințele de la o păstaie de vanilie. Pentru geleu vom avea nevoie de 300 de grame de căpșuni congelate, 100 de ml de apă, 3 linguri de zahăr și 10 grame de gelatină. Iar pentru decor vom avea nevoie de 300 de grame de căpșuni proaspete. În primul rând voi mărunți biscuiții cu ajutorul unui mini robot de bucătărie. Am sărut biscuiții în bucățele mai mici. Cam așa trebuie să arate o pudră fină din biscuiți, pe care o voi pune în alt bol și continui să mărunțesc biscuiții până îi voi termina pe toți. Peste biscuiții mărunțiți voi pune untul topit și voi amesteca cu o furculiță cât să încorporez foarte bine untul și biscuiții. După preferință puteți folosi și alt gen de biscuiți, de exemplu biscuiți cu ciocolată, dacă vă plac mai mult. Am amestecat foarte bine biscuiții până au ajuns la textura nisipului ud. Cam așa trebuie să arate. Pentru a crea blatul prăjiturii, am aici un platou în care am pus un inel cu diametrul de 24 de cm. În acest inel voi pune biscuiții. Aplatizez ușor cu mâna blatul format. Apoi mă voi folosi de o măsură. Am aici o măsură americană. Puteți folosi și un bol sau un pahar. Și cu această măsură aplatizez foarte bine, astfel încât să obțin un blat compact. Voi pune acum blatul în frigider pentru cel puțin o jumătate de oră sau până când se va întări foarte bine. Pentru prepararea cremei vom începe cu gelatina, pe care o voi muia în apă rece. Amestec. Și las gelatina pentru 10 minute, cât să se umfle bine. După ce s-a umflat gelatina, cam așa trebuie să arate, o punem peste lapte, laptele care este fierbinte, dar nu clocotit, ci doar destul de fierbinte, ca să ne ardă puțin la deget. Amestec bine, cât să topesc foarte bine gelatina. Nu încălziți foarte mult laptele, pentru că dacă laptele fierbe, gelatina nu va mai avea efect. Vom lăsa laptele cu gelatina deoparte și ne vom ocupa de restul cremei. Punem în bolul unui mixer crema de brânză, care este la temperatura camerei. Peste ea adăugăm zahărul pudră și semințele de la păstaia de vanilie. Și mixăm totul foarte bine, cât să obținem un amestec omogen. Adăugăm apoi frișca lichidă, puțin câte puțin. Măresc puțin viteza și voi bate crema pentru 5 minute. Micșorez puțin viteza și voi adăuga laptele cu gelatina,
tot puțin câte puțin. Măresc din nou viteza. Crema este gata. Voi scoate acum acest bol din mixer și revenim. Ne vom ocupa acum de căpșunile proaspete și le voi tăia codița, iar apoi tai fiecare căpșună în jumătate. Le pun înapoi în bol, cu grijă, pentru că nu vreau să le stric. Aceste căpșuni vor fi pentru decor. Cu ele vom decora pereții cheesecake-ului, așa că vreau să rămână frumoase. Blatul s-a întărit, așa că pot pune căpșunile pe care le-am tăiat mai devreme, de jur împrejur. Iar la sfârșit vom adăuga crema pe care am pregătit-o mai devreme și o turnăm încet. Nu vă speriați pentru că ea este lichidă acum, dar apoi se va întări foarte frumos în frigider. Mișcăm ușor farfuria pentru a răspândi foarte bine crema. Nivelez foarte puțin. Și voi da din nou această prăjitură la frigider pentru 5-6 ore sau cel mai bine peste noapte. Pentru geleu vom hidrata în primul rând gelatina în apă, în cei 100 de ml de apă. Amestecăm. Apa este la temperatura camerei. Și lăsăm gelatina pentru 10 minute pentru a se umfla. Cât timp se înmoaie gelatina, vom pune căpșunile, care între timp s-au decongelat. Peste ele pun zahărul. Amestec ușor și las căpșunile pe foc pentru aproximativ 5 minute. Căpșunile sunt gata, au fiert pentru 5 minute. Voi opri acum focul și le voi da deoparte. Vom pasa acum căpșunile ca să obținem un piure. Și vom lăsa piureul obținut să se răcească pentru 5 minute. Sosul de căpșuni s-a răcolit puțin, dar este destul de cald încă, pentru că avem nevoie de el pentru a topi gelatina înăuntru. Gelatina este și ea gata, cam așa trebuie să arate. S-a îngroșat foarte bine. O voi pune acum peste sosul cald și voi amesteca să se topească bine gelatina. Iar acum voi lăsa sosul să se răcească cât să ajungă la temperatura camerei. Prăjitura s-a întărit, deja este destul de fermă, așa că pot pune geleul, care s-a răcit și el și a ajuns la temperatura camerei. Mișc puțin pentru a acoperi foarte bine tot cheesecake-ul și mai pun înapoi prăjitura la frigider pentru 2-3 ore sau până când geleul se va întări foarte bine.
După aproximativ 2 ore, geleul s-a întărit, se și poate vedea, așa că voi lăsa cheesecake-ul la temperatura camerei pentru aproximativ un sfert de oră pentru a fi mai ușor de scos din tavă. Cheesecake-ul este gata, am scos inelul din jurul tortului și acesta este rezultatul final. Este un tort extraordinar, arată nemaipomenit de bine, după cum ați văzut se face foarte ușor și este extraordinar de gustos. Vom tăia acum și o felie și vom reveni pentru a vă arăta. Am tăiat și o felie din acest cheesecake nemaipomenit, pentru că am vrut neapărat să vedeți cum arată și în interior, cât de frumos este și cât de bine s-a legat. Pentru a tăia cheesecake-ul mai ușor, aveți nevoie de un cuțit ascuțit și de puțină apă fierbinte. Puneți cuțitul în apă fierbinte pentru 30 de secunde, îl ștergeți și apoi tăiați cu el o felie frumoasă și curată, așa cum am și eu aici. Uitați cât de frumos arată, cât este de ferm. Ați văzut că este o rețetă ușoară, proaspătă, delicioasă și foarte răcoritoară. Dacă vă plac rețetele noastre, vă invităm să vă abonați pe canalul nostru de YouTube sau să ne apreciați pagina de Facebook. Noi vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!